Dragul meu, asta este un videoclip pentru DNA. Mi-am notat acolo 2-3 zile, nu mai știu exact. Aici am treabă. Am vorbit nu despre ce mi-am notat, ci în legătură cu ce mi-am notat, niște note mai vechi. Le-am trimis la sora Babău, Simona, pe chat. Nu știu dacă mi-a răspuns sau nu, că nu știu dacă am încat pe contul ăla. Ia. Este posibil, nu știu, să fi intrat. Să vedem. Când am notat aici ceva. E foarte, foarte important. Astăzi am fost plecat puțin, n-am venit după. Deci sunt oameni care fac așa numitele practical jokes, știi? Dar ei fac niște practical jokes nu doar cinice, ci criminale. Înțelegi? Și cred că poliția ar trebui să am găsit. Ar trebui să cerceteze, să nu trească să-i le spună pe toate, nu? Ce chimicale bagă unii în mâncare și în alte chestii. N-am mai avut, și am scris, nu am mai putut nici să beb apă. Probleme, uite să-ți arăt cum arată apa. Ei sunt tari și duri și Dumnezeu știe ce mai fi, dar rezist în asemenea condiții de mult timp, ani de zile dacă nu mai mult. Și observ că poliția din Hațeg sau este nu deranjează prea mult polițiști. Chestia asta. Nu-i deranjează drogurile și PIMP. Bun. Am aici o listă pe care o să o citesc de nume. Toate în legătură cu nume primul, deși nici ele poate să fie în legătură și cu alte persoane. În alte dimensiuni ale societății. Dar la două nume am, de fapt la unul nu am scris numele, am niște amendamente. Bun. Daniel Toma Hațeg, care a fost în Spania, fratele Toma. Bun. Apoi urmează Daniel Plăcintă Hațeg Timișoara, dar ăla e un studiu din școală. Era cu câțiva mai mic ca mine și era băiat bun. Probabil că fi neamul, în fine. Băiatul ăla, pot să spun că este printre puținii care ne-a răspuns. Care a fost, deci nu cred că merită, dar bineînțeles trebuie să ciripească. Apoi, Ciprian Bojin, acum cei care vă citi, pentru că și Daniel Plăcintă a comentat pe pagina lui Toma, dar cei care voi vă citi sunt pe lista sau în legătură cu Toma, înțelegi? Am și de pe lista lui de prieteni, să zice prieteni are. Și apoi prieteni care am văzut eu, prieteni prin telebiserica. Deci avem Ciprian Bojin, eu ăsta e băiat bun, am stat în același bloc, toată copilăria, și ăsta e băiat bun. Da. Și el poate să ne lumineze, să ne spune câte ceva. El, adevărul e că lucrează și tot timpul a fost un băiat ca lumea. A fost prieten cu fratele meu, cu Flavius. Apoi, Andrei Țurcan, ăsta e altul. Omul ăsta, Andrei Țurcan, este și el un pocăit. De fapt, și Ciprian Bojin este pocăit. Dar Andrei Țurcan, cum să zic, el încearcă probabil să împace pe toți. Bea bun, un om. Și el stă cu mine. Apoi, Marcel Adrian Goia. Acesta este fostul primar, prieten cu fratele Toma. Bun. Apoi, aici am băgat într-un cartuș primarul actual, nu i-am pus numele, deci actual la 2022, când a fost ales,
deci 2022, ăsta eu îl propun că nu este bine să anchetezi oamenii în funcție pentru că destabilizezi statul. Deci ăsta nu. Ăsta lăsăm în pace. Nu că pe cealaltă de asta facă poliția ce vor până la urmă. Dar eu zic că nu e bine să așa și să vedem ce va face pe viitor. Nu? Poate este cel construit. Bun, apoi avem Biserica Betel. Biserica Betel este, nu știu, înțeleg că l-a dat afară, nu știu ce se întâmplă. Apoi avem Tomidor Hatzeg, un restaurant, dacă înțeleg eu bine, lângă piață, acolo între blocurile de nefamiliști, care are prostituție, înțeleg, și posibil droguri. Ca să nu mai spun că ce mâncare e acolo, deci te sperie. Mai bună mâncare la ZAM sau în spital. Aici, de exemplu. Apoi, avem Adelina Neicon, Vovadis. Aceasta este soția lui Mircică. Mircică nu este Mircea Neicon, la mic, adică băiatul Mircea. Nu este, el nu e prieten cu Toma, dar ea înțeleg că este din gașca găștilor, femeilor șmechere. Și, bineînțeles, Nicuța Nica Bistian, adică am notat aici că e femeie și ea tot de la Govadis, care și ea a făcut odată rime din nu știu ce capitol din Biblie, Coloseni sau poate a făcut altceva, muzică. Pentru mai multe informații, Rață, prietenul meu Orațiu, și morții noștri, Dorel, Zepa, etc. No. Deci eu vă spun, mi se pare de-a dreptul dubios ca doi primari să fie prieteni cu acest om și să nu intereseze pe nimeni ce se întâmplă în casa noastră unde sunt suferințe mari pentru nimic. Dar asta a fost povestea vieții noastre. Fiecare să facă ce crede că este drept și va fi confruntat pentru aceasta.